Unitatea mobilă de screening efectuează testări gratuite pentru cancer de col uterin. Femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani sunt așteptate luni 25 octombrie în incinta Casei de Cultură Rădăuți începând cu ora 9:30. Unitatea mobilă de screening, dotată cu aparatură și materiale sanitare, precum un cabinet ginecologic, continuă deplasările în cadrul proiectului de screening pentru cancer de col uterin, OncoPrev, derulat de Institutul Regional de Oncologie Iași, împreună cu Fundația Enable România. Responsabil pentru punerea la dispoziția locației în vederea desfășurării acțiunii sunt Primăria Municipiului Rădăuți și Casa de Cultură Rădăuți. Pentru a beneficia de testările gratuite, femeile trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani, să nu mai fi făcut screening în ultimii 5 ani, să nu aibă diagnostic confirmat și să fie asimptomatice. Solicitantele trebuie să aibă la ele cartea de identitate în original și copie.